Salutare prieteni, vreau să vă mulțumesc celor aproape 160 de abonați, tocmai ce am pornit acest canal de FIFA suntem la început de drum și am rămas plăcut surprins să văd atât de multă susținere din partea voastră. În live-urile anterioare voi mi aș cerut să fac un episod despre cum să începi FIFA 21 Ultimate Team, mai exact cum să manegerezi începutul jocului pentru a avea un buget mai bun și pentru a învăța gameplay-ul cât mai repede posibil. Așadar, am acceptat propunerea voastră și vă voi prezenta ce am învățat eu din anii trecuți și sper că experiența mea să vă ajute și pe voi. FIFA 21 Release Date este pe data de 9 octombrie, dar prin precomandă se poate juca cu 3 zile mai devreme, adică pe 6 octombrie. Înainte de toate, fiecare jucător trebuie să stabilească un obiectiv. Frate, eu anul ăsta vreau să fiu jucător pro, să scot elit, 3, elit 2, elit 1, poate cu puțin noroc și top 100. Poate, de ce nu, o calificare la regionale pentru România? Pentru că avem jucători talentați și cu o mentalitate puternică sigur o să reușim. Alți jucători poate vor să obțină gol 1, gol 2 sau gol 3. Sau poate alți jucători vor să aibă o echipă puternică cu care să se prezinte în fața prietenilor și cu care să se mândrească. Totul ține de voi și de ceea ce vă doriți. Prima mea recomandare este să achiziționa jocul prin precomandă, varianta digitală, în cazul în care treceți pe PlayStation 5, să nu fiți nevoiți să achiziționa jocul nou. Nu recomand să cumpărați varianta pe CD. Ca și în ultimii ani, există trei ediții de FIFA, Standard, Champions și Ultimate. Dacă vă permite bugetul, vă recomand să achiziționați varianta Champions, pentru că cea a Ultimate a fost disponibilă până în data de 14 august. Contează foarte, foarte mult aceste pachete la început de joc, doar că nu trebuie să vă așteptați să vă pice Ronaldo, Messi sau alți monștri în aceste pachete, pentru că o să rămâneți cu un gust amar. Eu am achiziționat varianta Ultimate, dar haidea să ne uităm să, ne uităm, să vedem cam ce, cam ce conține fiecare, cam ce conține fiecare variantă. Pe imagine avem acum cum am spus, varianta FIFA 21 Ultimate Edition. După cum spuneam și mai devreme, avem 3 zile, 3 zile acces, adică putem să jucăm cu 3 zile mai mai repede. Un foarte mare avantaj este că avem 24 de pachete. Vin câte două pe săptămână timp de 12 săptămâni, deci în total 24. Avem și câțiva jucători de împrumut, printre care o să fie și Kylian Mbappé, pentru că este starul uh, acestui an. Uh, a fost ales uh, și jucătorul care va fi pe coperta FIFA 21 pe toate cele trei variante. Uh, avem și câteva tricouri aici. Uh, special Edition kits and Stadium Items. Dar cel mai important este că avem și un Once to Watch Untradable. Unde vă doresc succes, sper să picați ceva pe care puteți să îl folosiți. Aceasta este varianta Altimei, după cum spuneam. Uh, mai departe o să vă prezint și variantele standard și Champions Edition. Uh, deci, varianta Champions Edition, tot prin, deci prin precomandă, tot așa avem 3 zile de uh, 3 zile acces. Uh, Putem să intrăm mai repede cu 3 zile în joc. Pe varianta Champions avem 12 pachete. În rest, premiile sunt cam la fel, doar că sunt 12 în loc de 24. Și nu avem acel Once to watch. Iar la varianta Standard avem până la 3 pachete Gold rar. Unul pe săptămână timp de 3 săptămâni. Și la fel, jucătorii jucătorii de împrumut, unde cred că toată lumea îl va primi pe Mbappé și să vedem cine o să mai fie Felix, rămâne de văzut. Um, bun. Mai departe, dacă ției e Access, um, poți să joci ai 10 ore pe data de 1 octombrie este foarte important, depinde de ce îți dorești este foarte important uh, dacă vrei să fii un pas în fața celorlalți recomand și acest ei uh, access care este 5 euro mi se pare dar îl poți, îl poți anula după, după, ce, uh, după cele 10 ore la fel este foarte importantă aplicația pe web și pe telefonul web Companion. Când apare, luați-o intra zilnic pe ea pentru că dă, dă câte un premiu, dă câte un pachet, dă bănuți. Este foarte, foarte importantă. La început contează absolut tot, contează tot, tot, tot. Așa. Vă recomand tot așa, dacă vă permite bugetul, să. Dacă vreți să băgați FIFA Points, încercați să, de, să jucați la draft, dacă puteți să le câștigați, pentru că acolo vin pachete foarte importante, ce nu le găsiți pe nu le găsiți în Store, pentru că la început nu bagă, deci la început de FIFA nu o să fie uh, promor și chestii, pachetele bune, multe din ele se vor găsi în draft. Dacă vă permite bugetul, vă recomand. Să jucați și drafturi și dacă vreți să băgați FIFA Points, acum e momentul, la început de FIFA. Mai poți să bați și la TOTI, dar eu recomand la început de FIFA. Eu personal doar uh, în perioada asta anului uh, bag ceva FIFA Points, în rest nu, nu recomand. Așa, deci uh, alt lucru foarte important... Este și Squad Battles la început. Eu uh, nu prea joc varianta uh, Squad Battles, dar la început de FIFA este super-mega importantă. Aici nu trebuie să ai bani, nu trebuie să ai un anumit buget pentru Squad Battles, însă tot ai nevoie de timp. Timpul este poate la fel de important ca și banii, că mulți chiar nu au timp să, să joace Squad Battles. Eu personal nu cred că am timp de scoat betas, dar voi încerca uh, să -l joc și eu la început cât voi putea. Anul trecut a mers foarte bine marketul după primul weekend league, așa că v-aș recomanda să așteptați treacă primul weekend league, după care să începeți să vindeți. În fiecare săptămână trebuie să aveți răbdare să vindeți joi, seara, maxim vineri după masa. Instalați, nu uitați să instalați aplicația Foodbin și urmăriți graficul prețurilor. Este, ajută foarte, foarte mult această aplicație. Mereu sunt întrebat cum reușesc să am o echipă așa scumpă, cum reușesc să obțin, cum reușesc să obțin elit. Fiecare criteriu are secretul lui. Cea mai eficientă variantă pentru a avea o echipă puternică este să joci la Weekend League și să faci trading corect. O lovitură foarte puternică pentru traderi în FIFA 21 este că cei de la ei Sports au scos cuat finesul. Uh, rămâne de văzut ce arme noi vor găsi traderii. Așa, legat de gameplay uh, și nivelul vostru. Dacă vreți să creșteți uh, în joc, trebuie să jucați și la Rivals, pentru că în funcție de nivelul tău ajunge într-o divizie în care întâlnești adversari cu valoarea ta. Dacă ești divizia 3 de exemplu, joci tată cu ea din divizia 3 și la Weekend League, ce sub divizia 3 nu o să-ți facă probleme. Probleme vei avea cu cei din divizia 1 și 2, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Uh, pentru întrebări și alte sfaturi, lăsați în comentarii și nu uita, dacă ți-a plăcut episodul și vrei să mai vezi videoclipuri de genul, apasă butonul de like. Vă mulțumesc și ne auzim cu bine în episodul următor.